Ziua bună, prieteni! Sunt Valiconea și uniți-vă și ascultați următorul material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Un material legat de Mica Unire sau Marea Dezbinare. Circoteca anuală de 24 ianuarie. Ca de obicei, de câte ori românii sărbătoresc o zi măreată din istoria lor, politicienii noștri fac ce fac și se dau în stambă. Și nici anul acesta de 24 ianuarie, adică de ceea ce românii numesc Mica Unire, nu a fost altceva decât o scălămbăială la nivel național, având ca protagonist întreaga floare politică a neamului în frunte cu marele turist de la Cotroceni și terminând cu sinistra Șoșoacă. A fost o goană după imagine, după voturi și mai puțin patriotism și emoție. Ba mai mult, politicienii noștri au rostit plictisiți discursuri citite de pe foi scrise de comunicatorii lor, discursuri palide, generaliste și pline de lozinci răsuflate. Și a mai fost și un prilej nu de unire, ci de dezbinare națională. În ceea ce urmează, vă vom arăta cum s-au dat în spectacol principalii actori ai scenei politice românești. Șoșoacă se crede președinte. Senatoarea Diana Șoșoacă a participat la festivitățile organizate miercuri la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române și a folosit prilejul pentru a-și promova din nou mesajele controversate anti-europene, anti-NATO și pro-ruse. Și culmea ridicolului, Diana Șoșoacă și-a aranjat o primire la Iași similară cu ceremonia de care are parte doar președintele României. Șoșoacă a mers cadențat printre membrii partidului ei, în sunet de fanfară, fanfară improvizată ce s-a chinuit să maltrateze marșul de onoare rezervat doar președintelui țării. Și apoi s-a oprit și a salutat cu un gest militaresc. Bună ziua! Iar șoșocarii au răspuns în cor. Să trăiți! Exact așa cum răspund militarii la salutul președintelui țării. Demență totală. Și ca nebunia șoșocistă să continue, Partidul Senatoarei SOS a publicat pe rețelele de socializare următorul anunț agramat. Doamna senator Diana Iovanovici Șoșoacă a fost primită la Iași cu onorurile cuvenite de un președinte. Și bineînțeles că violenta și scandalajoaica politician nu a ratat ocazia de a face scandal, fiindcă, cică, nemulțumită de organizare a fost. Vreau să vă spun că la Piața Unirii aici sunt pe live. Eu vorbesc cu ale mele. Am văzut ceva inacceptabil. Garduri, două rânduri de garduri puse de primărie și de jandarmerie. Și nu poți să intri în țar ca oaia decât dacă îți controlează geanta și îți scoate tot ce ai în geantă. Noi nu vom intra în țarc, vom înconjura țarcurile. Noi suntem oamenii libertății. Și unde-i sacul, nu putea lipsi și petecul. Ieri Iașiul a fost un oraș frumos împodobit cu oameni liniștiți. Simpozioane, cuvântări, steaguri, discursuri, dar și politicieni, mai mult sau mai puțin prezenți. Ziua națională sărbătorită la Iași a fost primul eveniment electoral al acestui an și deci nu puteau lipsi politicienii. Și normal, unde-i Șoșoaca și scandal. Nu putea lipsi nici George Simion, cel care a venit și el cu propriul lui scandal. George Simion, nesuportând că nu este el prima vioară de față, fiind președintele Senatului Nicu Ciucă, și-a luat cei circa 2000 de membri AUR, bine sonorizat și i-a dus în fața Palatului Culturii, la mai bine de un kilometru de locul mitingului oficial și și-a ținut propriului spectacol, nu în cinstea Micii Uniri, ci pentru un miting electoral. Se anunță astfel un an greu de suportat pentru românii simpli, 5 rânduri de alegeri și mitinguri electorale. Simion a vorbit despre unirea cu Moldova, deși, după cum se știe, el este interzis în Ucraina și Republica Moldova, din cauza legăturilor cu serviciile secrete din Rusia, după care a pornit un atac violent la adresa relațiilor diplomatice dintre București și Kiev. Folosindu-se de faptul că reprezentanții României și ai Ucrainei negociază un acord de securitate, utilizând o tehnică de manipulare tipică serviciilor de informații ruse, intitulată de experți în traducere liberă Împroșcarea cu minciuni, Simion a anunțat, nici mai mult și mai puțin, că România va intra în război alături de Ucraina. Nu putem să stăm impasibili și să vedem cum România oferă garanții de securitate, total netransparent, unui stat care este într-un conflict armat. Până unul de mult, George Simion, suspectat că promovează o agendă politică inspirată de Kremlin, a stat la cutie, ocupându-se doar de agitarea spiritelor și crearea de tensiuni sociale, lăsând-o pe Diana Șoșoacă să fie purtătoare de cuvânt a lui Putin în România. Dar intrarea într-un an electoral extrem de important a făcut ca presiunea să crească pe Simion, fiind obligat să iasă din umbră și să creeze pagube cât mai mari posibile, cu scopul de a slăbi susținerea României pentru Ucraina. Atât Simion cât și Șoșoacă se dovedesc încă o dată că sunt idioții utili ai Kremlinului. Neglijarea Iașului.
Este prima dată după Revoluție când Iașul și Focșaniul, două localități emblematice pentru Mica Unire, sunt văduvite de prezența premierului și a președintelui. Măcar prezența unuia dintre ei era necesar obligatorie la Iași, dar nu s-a întâmplat așa ceva, cel sacrificat de Iohannis fiind ternul și prăpuitul Nicu Ciucă. Și în plus, nici autoritățile locale nu au depus prea mult efort. Astfel, mesajul premierului Ciolacu a fost citit de un necunoscut consilier și nu de prefectul de Iași, așa cum ar fi fost normal, tindu-se că orice prefect din orice județ este reprezentantul guvernului în teritoriu. La Iași s-a arătat și puternica dezbinare dintre cele două partide din coaliția de guvernare, PSD și PNL. Astfel, niciun lider marcant al PSD nu a fost prezent la Iași, altădată un fief puternic al socialiștilor. În schimb, delegația PNL a fost bine reprezentată de liderii liberali, Nicolae Ciucă, Vasile Blaga, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Dan Motreanu și toți liderii locali. De fapt, s-a repetat povestea de la 1 decembrie, atunci când liderii PSD, în frunte cu premierul Ciolacu, au absentat de la Alba Iulia. În schimb, PNL-ul a fost, cum se spune, cu toți liderii în păr. Atunci, la Alba Iulia, socialiștii s-au justificat că au lipsit pentru a evita huiduielile celor de la AUR și ai susținătorilor SOS. Lipsa lui Iohannis și a lui Marcel Ciolacu l-a scos cumva în evidență pe liberalul Nicolae Ciucă, dar fostul premier nu a știut să profite și a citit un discurs prăfuit și plin de lozinci expirate. Un ministru agramat dă vina pe Uniunea Europeană. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat luni într-o discuție cu fermierii la Târgu Mureș și apoi în reluare pe la diferite televiziuni de casă că va cere demisia Comisarului European pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, marți în cadrul Consiliului de Ministri. După ministrul agramat, care nu este în stare să rostească gramatical obiată singură propoziție, vina pentru protestul îndelungat al fermierilor și transportatorilor aparține integral Comisiei Europene, recte, Comisarului pentru Agricultură. În calitatea mea de ministru, o să cer demisia publică comisarului pentru că nu respectă un vot dat de 15 state. Eu vă spun, merg cu mandatul acesta în care în Consiliul de Ministri, mâine, dacă nu rezolvăm problema GAEC 7 și 8 derogare, poate că nu s-a înțeles un lucru și am încercat să le explic și comisarului și la toată lumea, că nu cerem nimic. Noi suntem în perioadă de război. Noi suntem afectați, cele 5 state, de conflictul care s-a produs de către Rusia împotriva Ucrainei. Ministrul Agriculturii a susținut că are mandat de la fermieri pentru cererea sa, dar nu știe că pentru o cerere la Bruxelles îi trebuie obligatoriu mandat guvernamental și nu unul, cum subține el, de la fermieri. Dar să vedem de ce vrea Barbu revocarea Comisarului European. Există o directivă europeană pe care o aplică toate statele dezvoltate și chiar și Statele Unite ale Americii și Australia, o directivă care obligă la rotația culturilor și lăsarea în inactivitate pe un an a 5% din teritoriul arabil, măsuri necesare pentru evitarea sărăcirii solului. Dar micii fermieri nu vor să audă de aceste măsuri, iar Barbu le ține isonul. Atât îl duce mintea. Și ne mai mirăm de ce avem o agricultură nașpa și că magazinele sunt pline de produse alimentare de import. Și să vedeți spectacolul grotesc. Barbu a plecat la Bruxelles plin de ifose, dar când a ajuns acolo, a tăcut mâlc. Gurile rele spun că, între timp, l-a sunat Ciolacu și i-ar fi dat o smetie verbală peste bot. Ziua României fără români. Se știe că domnul Iohannis a refuzat să zboare la Iași. Probabil distanța era prea mare și zborul obositor în comparație cu cele efectuate în apropiere, precum Zanzibar, Argentina sau Chile. Apropo de ultima destinație, profesorul Iohannis i-a pronunțat numele Chile, scris fonetic și nu Chile, așa cum este corect. Dar ce mai contează? Și ca să-și facă cumva prezența onor prezidente, și-a aranjat propria manifestare în Parcul Carol, la Monumentul Eroilor Neamului. Ce legătură avea locul și monumentul cu Mica Unire, doar Dracul, Ciolacul și Iohannisul știu. În scurta sa locuțiune ascultată doar de Ciolacu, soldații de gardă și la cheii prezidențiali, plus ciorile din parc, Iohannis a vorbit de voturi, de pericolul suveraniștilor și extremiștilor și cam atât. Nimic despre marile crize actuale ale românilor, de multele proteste și revendicări venite din toate părțile societății românești. În rest, obișnuita circotecă. Oficialii în frunte cu Iohannis au sărbătorit unirea lor fără români. Parcul a fost golit de bucureșteni, care au fost ținuți la distanță după garduri. Practic a fost o binecunoscută circotecă festivistă de tip Potemkin.
Mai țineți minte imaginea emblematică de la 1 decembrie 2020, când românii au fost siliți să stea închiși în case din cauza pandemiei, iar Iohannis sta proțepit singur în fața Arcului de Triumf, la o distanță de kilometri de orice simplu român? Ei bine, prezidentului îi se pare că i-a plăcut momentul și de atunci l-a tot repetat, aproape fără ca nimeni să se revolte. Astfel, de Ziua Eroilor 2020, celebrarea din Parcul Carol s-a efectuat fără public și fără servici religios, în pofida legii și a bunului simț. În 24 ianuarie 2022, tot în Parcul Carol, la fel, militarii armate române au defilat doar pentru Iohannis, ca și cum ar fi fost soldăției lui de plumb cu care se joacă de-a defilarea. De Ziua Armatei, tot în Parcul Carol, la mormântul eroului necunoscut, Iohannis a sărbătorit din nou singur în fața camerelor de luat vedere. Ei bine, și de 24 ianuarie 2024 s-a repetat penibilul scenariu. Parcul Carol a fost golit de români și apoi practic sigilat și izolat cu garduri de fier. Oare să-i fi fost lui Iohannis teamă de huilele românilor săturați de atâta austeritate? Dar să vedem ce spune un ziarist. Am ajuns la intrarea dinspre Șerban Vodă și am încercat să intru. O grupă de polițiști în uniformă m-au împiedicat, dirijindu-mă spre intrarea dinspre strada 11 iunie, spre fântâna cu zodii. Am continuat să ocolesc parcul, mergând pe lângă observatorul astronomic de-a lungul străzii cuțitul de argint. Fiecare intrare era blocată și păzită de polițiști și militari. Am încercat să intru, le-am explicat că vreau să asist la ceremonii, dar m-am lovit de un refuz net. Manifestarea de la Parcul Carol a fost un eveniment public, într-un loc public. Dacă Iohannis nu dorea participarea oamenilor simpli, a civililor, atunci îl putea organiza într-o unitate militară, de exemplu. Și totuși, de ce a fost teamă președintelui, nu a scăpat. La plecarea în trombă a convoiului prezidențial cu girofar, românii ținuți de forțele milițienești din afara parcului au mai apucat să-l huidie de sărbătoarea Unirii, întinate de Iohannis și ciracii săi. Noroc că este pentru ultima dată când Iohannis mai participă la mica unire în calitate prezidențială. Confiscarea politică a manifestărilor, fermierilor și transportatorilor. Federațiile sindicale ale transportatorilor și ale fermierilor acuză AUR și Partidul SOS România al Dianei Șoșoacă că vor să câștige capital electoral pe spatele fermierilor și transportatorilor, iar participarea celor două partide politice la acest protest legitim minimalizează efectele acțiunilor protestatarilor, oferind posibilitatea politicienilor puterii să considere protestul lor ca fiind o acțiune imorală, cu iz politic și de campanie electorală. Inconștiența partidelor politice AUR și SOS, România de a se alătura protestelor fermierilor și transportatorilor exclusiv pentru a câștiga capital electoral, acordă posibilitatea prim-ministrului Marcel Ciolacu să se ascundă în mod cinic și să tragă de timp, fără să ofere o soluție concretă reprezentanților celor două sectoare de activitate, susțin protestatarii. De altfel, cei doi lideri scandalagii au fost dați afară de protestatari. La Constanța, liderul AUR a fost obligat să întoarcă mașina și să revină la București. Huo, pleacă de aici! Întoarce-te la hoții tăi din București! Iar volubila și voluminoasa Șoșoacă a fost întâmpinată la fumați de către fermieri cu sloganul Moby Dick. Lasă-ne un pic! Pentru cine nu știe, Moby Dick este o uriașă balenă albă vânată de capitanul Ahab în romanul cu același nume al lui Herman Melville. Dar dacă Simion a înțeles mesajul și s-a retras din sprijinirea protestelor, Șoșoacă nu s-a lăsat și prin avocatul ei a obținut aprobarea un uriaș protest cu mii de oameni și sute de utilaje în piața Constituției. Dar a ieșit un mare fâs, fiindcă în cele trei zile anunțate de proteste fulminante, nu au fost prezenți în piață decât 10 oameni, un camion și o mașină mică, cea a avocatului senatoarei. Și dacă atât de mulți oameni o urmează pe Diana Șoșoacă, ne întrebăm și noi, dar și instituțiile de sondare publică, cum de o acreditează la prezidențiale cu 30% și la parlamentare cu 7%. Este clar că putinista senatoare nu este altceva decât un mare balon umflat din interese obscure românești, dar și străine, în special răsăritene. Și în final, concluzia ne justifică și titlul. Ca de obicei, mica unire sărbătorită în anul de grație 2024 s-a dovedit a fi, în realitate, marea dezbinare. Vă mulțumesc datorită mari uniri în jurul materialelor semnate de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valiconea vă urează toate cele bune!